O româncă badantă în Italia și-a expus pe Facebook povestea emoționantă și plină de răsturnări de situație prin care a trecut. Aceasta și-a dedicat 13 ani din viață unui cuplu de bătrâni. A fost trup și suflet alături de ei, până când moartea le-a separat drumurile. Povestea a avut loc în Livorno, în Toscana. Este cunoscută situația româncelor care pleacă în Italia pentru a îngriji bătrâni, dar și mai cunoscute sunt condițiile în care muncesc și salariul acestora. Ca în orice situație există și excepții, în cazul unei românce s-a viralizat rapid. Am să vă povestesc o întâmplare adevărată a unei colege care a lucrat timp de 13 ani ca îngrijitoare în casa unei bătrâne italiene din orașul Livorno, în Toscana. Prietena mea româncă de-a noastră, o femeie blândă și răbdătoare, lucra pentru bătrâna aceasta, care nu avea copii nici nepoți, avea doar o avocată împuternicită să-i administreze averea și banii. Soțul bătrânei murise cu 5 ani în urmă, lucrase ca funcționar la bancă, iar bătrâna fusese casnică, cu activități la voluntariat pentru o fundație umanitară care se ocupa cu ajutorarea copiilor africani. O familie cu un nivel de trai ridicat, care s-a gândit la cei mai puțin norocoși ca ei. De vreo 13 ani, bătrâna rămânsese țintuită la pat și astfel au angajat-o badantă care să se îngrijească de ei și de casă. După moartea soțului său, bătrâna a intrat într-o depresie profundă până săptămâna trecută, când a trecut la cele veșnice. O iubea mult pe româncuța noastră ca pe ochii ei din cap. Eu cel puțin nu vedeam nicio diferență că nu ar fi fost mamă și fiică cele două. Poate un raport mai ceva decât o mamă cu fiica ei a dus-o nemaipomenit de bine colega mea alături de amândoi soți, chiar dacă ultimii 4 ani până la moartea bătrânei au fost cei mai de groază din viața ei. Nopți nedormite, urlete, bătrâna nu o mai recunoștea, îi vorbea urât, o alunga de lângă ea. De nenumărate ori, prietena mea îngrijitoarea mă suna la telefon și se plângea, îmi spunea: eu mâine plec, nu mai rezist să o văd așa. Nu plec de greu, plec pentru că îmi provoacă atâta milă încât simt că mă copleșește și că nu sunt capabilă să o primesc pe toată în sufletul meu, relatează 3minute.net.